Cariera dumneavoastră, tot potrivit civilului, este legată foarte mult de personalitatea doamnei Rovana Plumb, președinta Consiliului Național al PSD. Ați lucrat cu dânsa și la Parlamentul European, ați fost consilierul dânsei, da. Și la Ministerul Muncii și la Ministerul Mediului, ați fost secretar general, șef de cabinet. Acum, pentru cadrul, nou cadru financiar multianual, România trebuie să rezolve o serie de condiționalități ex-ante, printre care și acea hartă socială care revine Ministerului Muncii. Ați discutat cu doamna Plumb? Am discutat, știu din perioada când eram la Ministerul Muncii, condiționalitățile cele două strategii privind incluziunea socială și îmbătrânirea activă. Erau termene asumate undeva la sfârșitul lunii mai să fie aprobate aceste condiționalități. Au reprezentat un subiect de discuție și în guvern acum două săptămâni. Pe strategiile sunt realizate împreună cu Banca Mondială. Ne-am întâlnit și cu doamna Capanelli săptămâna trecută, de la Banca Mondială. Au mai necesitat anumite îmbunătățiri din punct de vedere al Ministerului Muncii aceste strategii. Ne-am asumat că la sfârșitul lunii mai prima strategie prin incluziunea socială va fi aprobată și la sfârșitul lunii iunie cealaltă privind îmbătrânirea activă. O altă condiționalitate ex-ante este legată de achizițiile publice. Trebuie realizat acel cadru. Săptămâna trecută am avut reprezentanții de la DigiGrow și DigiMarket aici în România. Sunt mulțumiți de progresele pe care le-am realizat. Rămânem cu termen asumat atât de mine cât și de domnul prim-ministru la întâlnirea pe care am avut-o cu vicepreședintele Comisiei Europene aici la București, ca la sfârșitul lunii iunie să avem această strategie definitivată, dar nu vom avea doar această strategie, adică avem o strategie cu ce trebuia să facem. În paralel avem și cele patru piloane pe care trebuie să le închinem. Da. Pot să vă spun că în ceea ce privește cadrul legislativ suntem finalizați. Au existat foarte mici comentarii din partea reprezentanților Comisiei Europene săptămâna trecută, care le-am definitivat. Lucrăm la cadrul instituțional, noua instituție care se va înființa, prerogativele pe care le va avea și unde va fi situată. Referitor la tot la cadrul financiar. Deci rămânem pe termen asumat, iunie, sfârșitul lunii iunie, ca această strategie să fie definitivată și plecată din guvern. Da. Plecată din guvern, dar nu garantați, bineînțeles, pentru adoptarea în Parlament. Bun. Este un proces pe care îl asumăm. Cu Comisia, în discuțiile tehnice pe care le-am avut, au un orizont de așteptare de timp ca la sfârșitul acestui an ea să fie aprobată. Adică în ianuarie să intrăm în altfel Parlament. Ce riscăm? Este Parlament. Nu este un risc, este... Practic este un risc ca toate aceste greșeli pe care le-am făcut în trecut și care se regăsesc în corecții. În mare parte, domnul Teodorovici a anunțat anul trecut, a estimat o sumă de un miliard de euro. Mare parte din această sumă din corecții se regăsește în procedurile de achiziție publice. Al doilea risc major pe care avem este blocarea proiectelor de infrastructură, unde, după cum ați observat foarte bine, majoritatea din ele s-au blocat în procedurile de achiziție publice, atât datorită capacității instituționale a statului român de a derula aceste proceduri, cât și a proiectelor și a studiilor de fezabilitate tehnice care au fost slab în 2020. Rămânem la cadrul financiar 2014-2020. Ați lansat de curând programul operațional Capital Uman. Acum deci două săptămâni. Noul postdru, practic. Da. Dar fără ghiduri. Nu sunt încă ghidurile aprobate. Când veniți cu acele ghiduri? Bun, pentru a putea lansa efectiv aceste programe trebuie să îndeplinim două condiții minime. Să avem hotărârea de guvern privind cadrul instituțional care reglementează instituțiile, toate instituțiile pe toate programe și hotărârea de guvern privind cheltuieli eligibile, pentru ca beneficiarii să cunoască ce tipuri de cheltuieli eligibile vor fi prezente în ghidurile respective. Aceste două proiecte de hotărâri de guvern sunt puse pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la sfârșitul lunii aprilie. Nu săptămâna viitoare, cealaltă săptămână, peste două săptămâni vom intra în ședința de guvern și vom aproba aceste două acte normative. Am constatat că am avut întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor, fiindcă vorbim de POCU. Nu erau foarte familiarizați cu existența acestor două acte. Le-am lăsat timp de consultare până săptămâna viitoare și de a ne trimite observații, pe care trebuie să le agreăm cu autoritatea de audit, cu ACP-ul, cu celelalte instituții. Practic, vă garantez că în luna iunie beneficiarii vor putea depune proiecte atât pe POCU, cât și pe capacitatea administrativă, cât și pe competitivitate. Practic, vorbim de două axe pe POCU, o axă de cercetare, inovare pe competitivitate și axa de pe capacitatea administrativă. Pe vorbim de depunerea proiectelor efectiv. Pe POCU ce axe vor fi? Axa 1 și 2, avem acei tinerniți care sunt în... Nici nu se găsesc într-o formă de educație, de formare și unde
gândim strategia astfel încât putem să-i aducem în câmpul muncii, să-i formăm, să-i aducem în câmpul muncii. Când se lansează programul infrastructură mare și programul operațional regional, cele mai importante, cele mai mari, practic? Bun, am vorbit la ședința de guvern cu domnul Dragnea. Practic este ca și aprobat acest program. Și el, ca și celelalte programe, depinde de aceste hotărâri de guvern pe care le-am amintit. Estimăm că undeva în a doua parte a anului să poată beneficiarii să poată să depună efectiv proiecte pe program operațional regional. La programul infrastructură mare, că m-ați întrebat de el, nu este aprobat. Mai avem de îndeplinit câteva condiții în sectorul mediu și în sectorul transport. În sectorul mediu vorbim de politica regională privind tariful la apă. Am vorbit ieri și cu domnul Dragnea și cu domnul Daniel Constantin. Comisia dorește ca o uniformizare a politicilor în domeniul de apă, astfel încât eu dânsii consideră că dacă finanțează o investiție din fonduri europene, ea ar trebui să îi se aplice același regim și aceleași condiții și atunci când finanțăm de pe sursele, de pe bugetul de stat sau de la DG Agri, de la agricultură sau de la dezvoltare regională. Aceasta este o condiție pe care trebuie să o îndeplinim, iar celelalte legate de transport se referă la master plan, la investițiile din master plan care se vor regăsi în POIM, efectiv. Am vorbit cu domnul ministru Rus ieri, au definitivat acest master plan și probabil că astăzi vom avea lista acestor investiții pentru a-l include în program. Vorbim de contractele de performanță ale beneficiarilor din Ministerul Transporturilor și de reforma în domeniul feroviar, unde avem doar planul de acțiune de prezentat Comisiei. Estimăm undeva sfârșitul lunii iunie să avem acest program aprobat. Marți sunt la Bruxelles, întâlnesc cu doamna comisar Crețu, tocmai pentru a puncta aceste aspecte.